cum este lucru cu Ștefan Floroica. El este la prima experiență, adică îi dai indicații, are nevoie de mici ajutoare, mici sfaturi, mici... Ștefan nu are experiență, într-adevăr, în ale actoriei. Eu am avut dubii la început că o să putem să lucrăm bine împreună, pentru că așa sunt eu, mai fixistă, dar este o surpriză extraordinară. Deci nu mi-aș fi imaginat că o să am un partener atât de bun și atât de deschis să primească și să dea și să pună în practică. Da, ne dăm indicații reciproc, ne susținem foarte mult când ne e greu și sunt momente din alea în care simțim că cedăm din cauza volumului de muncă. E un partener foarte fain și un actor în devenire foarte talentat. Spune-mi ceva și despre rivala ta din film. Ana sau Lia. Ce vrei să spun despre ea? Cum vă înțelegeți? Cum este jocul actoricesc? Și ea este debutantă. Lia, Ana, adică pe mine m-a impresionat cu frumusețea ei prima dată când am văzut-o. Am fost efectiv bizbită de cât de frumoasă e. Ea a terminat actoria, e la început de drum. E o actriță foarte bună. Ne înțelegem bine, doar că ea e mai mică ca mine și de multe ori am zis și ei, Ana, am senzația că sunt cu fiul ăla mare. E foarte drăguță, foarte sensibilă. E ca un copilaj din ăla care tot timpul trebuie să-l mângâi și să-i zici de bine. A fost mai greu la secvențele dintre noi două, pentru că eu, având un rol negativ în care cred cu tot sufletul, în momentul în care jucam cu ea, o vedeam că realmente se sperie, știi? A fost o chestiune de obișnuință, dar se descurcă foarte bine. Deci erau trăirile foarte puternice. Da, da, da.